nu răspunde la stimul verbal, scuturăm puțin. Da, poate poate să ne răspund. Dacă nu-i la stimul tactil, nu ne răspunde, atunci concluzionăm că avem de-a face cu un pacient inconștient. Da. Da, poate să fie inconștient și să respire, cazul în care facem poziția laterală de siguranță. Da. Dacă respiră. Și acum vedem dacă respiră sau nu. Primul lucru care trebuie să-i facem este să echilibrăm căile aeriene și cu două degete cu bărbie și cu mâna pe frunte și facem o tracțiune, o hiperextensie a capului, se numește, și ne apropiem de el. Această metodă noi o numim pas. Ce înseamnă pas? Păi, vine de la privesc, deci poziția noastră o să fie cumva așa. Privesc dacă respiră, da? Dacă se expansionează toracele. Privesc. A, ascult. Ce ascult? Zgomotele respirației. Atunci când respirăm se aude niște zgomote și simțim dacă el aerul lui. Aerul simțim lui, pe obrazul nostru. Da. 10 secunde. Dacă în timp de 10 secunde nu simțim, sunăm la 112, spunem că avem de-a face cu un pacient inconștient, care e în stop. Deci dacă el respiră, este în stop cardiorespirator. Și trebuie să specificăm că ăsta e cod roșu și e urgență maximă. Asta trebuie să trimite imediat echipaj. Îi dăm hainele la o parte ca să avem acces la toracele lui. Și măsurăm pe piele, da. Deci ca să vedem exact unde e anume. Și măsurăm distanța de unde începe pe aici, din maniodul, se numește capul sternului, până în capul pieptului, cum să zice, asta tot ține sternul. Încadrăm ca să vină undeva la jumătate, deci împărțim în două jumătăți egale și podul palmei o punem ușor sub linia asta. Ne dăm cât mai aproape de el, deci podul palmei aici, cealaltă mână o să vină cu degetele întrepătrunse, coatele perfect drepte. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Până la 30. Ideea este să fie coartele drepte și noi ne ajutăm și de greutatea noastră să putem să apăsăm. Pentru că e foarte solicitant. După ce am făcut 30... Intervalul de secundă sau nu contează? Termen? Intervalul de 30. Ideea e să fie cam undeva la 100 de compresiuni pe minut, deci cam ăsta e. 1, 2, 3, 4, 5, cam așa. Ce vă mai spun de o secundă? Se respectă și 1, și 2, și 3 ca să reia, de fapt, ritmul extensiei ușii toracice și pulsul, da, inima, deci ca să fie pe ritm. Da? Adică ideea este foarte important să spunem și 1 și 2, nu întâmplător să spunem și 1 și 2. Și acum spune doamna doctor să spunem Mississippi 1, Mississippi 2. Deci, de fapt, timpul ăla, 1001. Da, acolo nu ai nevoie și la aici, la 1, 2, nu. Ați înțeles? Deci să fie un pic o pauză și dacă este acel timp de 1-2 secunde, da? Spunem ceva și atunci 1 și 2. Deci am avut deja 2 secunde, da? Trebuie să-l ventilăm, da? La fel, manevra care am făcut-o și la început ca să-i liberăm căile aeriene, numai că de această dată, cu două degete trebuie să le păstrăm, să-i pensăm și nasul. Și gura noastră o să trebuiască să fie etanșă cu gura lui și o să-l facem, da? Luăm iarăși aer, suficient, ca să putem să insuflăm timp de o secundă, o secundă jumate, cam așa e. I-am dat două ventilații, apoi 30.